care primesc sprijinul acesta de 30.000 de euro, se înființează, anul 2, se înființează firma și compania, cum v-ați gândit fiecare, și pe parcursul anului 2 de proiect, firma funcționează. Cerința este să ai minim 2 angajați, că poți să te angajezi pe tine și încă o persoană. Și îți cumperi ce te-ai gândit tu că ai nevoie din cei 30.000 pe care ai. Până la finalul acestui al doilea an, dacă tu reușești să ai venituri, deci nu profit, venituri, deci să vinzi, să încasezi, da? Deci venituri de 30% din cei 30.000 de euro, adică 9.000 de euro, mai primești încă 10.000 de euro, m-ar veni bonificații de succes. Adică dacă afacerea ta e inteligent, e înțeleaptă, să înțeleagă, e bună și funcționează și vinzi gogoși, papioane și returi, papar n-am început să fiecare conserve. Și dacă afacerea ta funcționează și într-un an de activitate, măcar 30% din banii primiți în transform și în venituri, mai primești încă 10.000 și se ajunge la cei 40.000 de euro. După care, mai este o perioadă de 6 luni în care tu ai obligația ca firma ta să continue să existe, adică să păstrezi cele două locuri de muncă și să funcționeze. Da? Deci asta este perioada de sustenabilitate. Care tot în umbra de 3 ani și administratorul de schemă antreprenorială e cumva responsabil, el se asigură că tu, de fapt, funcționezi ca firma un an jumate în umbra proiectului său. Ca să nu trebuiască să dea bani înapoi. E, ce puteți să faceți voi la momentul ăsta de timp? La momentul ăsta, proiectele sunt depuse, v-am zis, au depus, suntem înainte de anul 1 de proiect normal, sunt depuse, 349 de proiecte sunt depuse. Bugetul e 105 milioane de euro, suma celor 349 de proiecte depuse e de 1 miliard, adică de 10 ori mai mult. Vor fi alese cu siguranță proiecte cele mai bune care pot fi alese de către evaluată. Se vor semna contractele. Probabil, la modul realist, știind că, na, dacă s-a întâmplat să fie minister, știind ritmul și așa, probabil că undeva prin în aprilie s-ar putea finaliza evaluarea proiectelor care sunt acum depus. Martie, aprilie, fim optimiști. Se vor semna contractele undeva prin luna mai. În momentul ăla, toți cei care vor avea proiectele contractate, administratorii aceștia de schemă antreprenorială, sunt universități, camere de comerț, ONG-uri care au mai făcut astfel de proiecte, cei care au și depus acum, până în 15. Toți vor umple presa locală și Facebook-ul și asta, cu anunțul, înscrieți-vă la mine în proiect, ca să-și facă grupa de 300 de potențiali antreprenori, da? De oameni care vor să-și urmăreze afacerea. Unii din voi puteți să vă înscrieți, eventual vă uitați ce proiecte sunt în regiunea centru și vă alegeți la care vă înscrieți. La proiectul, fapt, n-am, dacă o fi depus în Universitatea Cea Blaga sau la proiectul fostei mele firme, Structura Consulting, care și a depus proiectul, dacă o să fie finanțat, evident, o să vedem. Vă alegeți dintre proiectele din regiune, acela care vi se pare cel mai credibil din punct de vedere al companiei sau instituției care îl coordonează.